Colegiul Medicilor, la prima ședință de birou, asta înseamnă joi, va decide deschiderea unei anchete în legătură cu această plângere și, ca urmare a deciziei biroului executiv, documentele, plângerea și toate documentele doamnei vor constitui un caz, da? Care va ajunge la Comisia de Jurisdicție, unde se hotărăște tot ceea ce ține de caz, apropo de documentație, declarații, martori, persoane prezente, toată partea medicală, ancheta internă a spitalului, decizia Comisiei de Etici a spitalului. Deci noi strângem documente de peste tot, pentru ca să avem un dosar complet. Mai departe, dacă din tot ce am adunat, lucrurile nu sunt foarte clare sau mă refer aici mai ales la situații medicale, dânsa are mai puțin, dar orice caz de obicei are și o problemă medicală în subsidiar. Dacă există aici un dubiu, atunci avem două variante. În afară de decizia membrilor Comisiei de Jurisdicție, cei care lucrează ancheta, prima anchetă, avem varianta în care facem o subcomisie din medicii primari din specialitatea cazului, cel puțin trei, care analizează din punct de vedere medical situația medicală respectivă. Altă variantă este cea în care apelăm la un profesor universitar, de obicei o persoană care este reprezentativă pentru specialitatea respectivă și solicităm o evaluare a cazului. După ce s-a strâns toată documentația și există o decizie a acestei comisii de jurisdicție interne a colegiului, președintele comisiei formulează o decizie și se prezintă la comisia de disciplină, care este o altă comisie a colegiului, cumva să zicem noi stat în stat, deci care nu este aleasă odată cu restul conducerii colegiului, ci pe 6 ani, care funcționează în plen de 3. Are un președinte, un medic din specialitatea cazului și un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică și dosarul este reluat, așa cum este el prezentat de Comisia de Jurisdicție. În momentul în care există nelămuriri ale acestei a doua comisii, procedurile se pot relua de la capăt sau se pot face mai departe alte demersuri. Și ajungem la o decizie definitivă a Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor din Prahova, care poate fi atacată tot aici la noi, în termen de 15 zile, pentru București. Toate documentele se trimit de la noi și se reia procedura tot la nivelul celor două comisii naționale, la București, iar decizia Comisiei Naționale de Disciplină este finală pentru România, pentru orice instanță din România.